Astăzi pornim la drum conștienți că vom avea parte de o experiență unică într-una din cele mai căutate destinații de pescuit, lacurile de la Tâncăbești. Sunt atât de bine populate, iar capturile la somn și crab atât de impresionante, încât au recunoaștere mondială. Monștrii de Tâncăbești i-au determinat pe experți să includă salba de lacuri în top 5 european. A, te-ai văzut? Se poate! Am intrat pe lac să testăm răpitorul. Deși e jumătatea lui octombrie, vântul nu bate deloc, așa că cele 26 de grade din aer sunt mult mai greu de suportat. N-avem de ales și am ieșit pe lac abia spre apus. Încercăm să pescuim la stilul spinning, cu peștișor de silicon, dar vom încerca și la lingurițe argintii. Pornim pe luciul apei împreună cu Claudiu, un pasionat al pescuitului. Lansăm și recuperăm firele de câteva ori și... surpriză! Peștișorul de silicon al lui Georgian agață o știucă. Avem o mică mârlițică. S-a eliberat singură. Claudiu nu se lasă mai prejos și primul șalău este în lanseta lui. Ușurel. Uite-l. Orică este cu minte. Te ajut? Este. Este. Este să vă arăt și peștele. Se lasă seara, iar apusul se transformă într-un tablou roșiatic, cu un imens disc de foc oglindit în apă. Ne retragem după ce urmărim și recuperarea unui șalău de vreo 4 kg al unui pescar de răpitor. Negura nopții se lasă peste lacuri, iar Vlad Parfene, administratorul lacurilor, ne invită la o lecție de pescuit la somn. Facem un pescuit la somn. La somn de pe mal. Momeala cu care ademenim monstru este carasul de 300-400 de grame. Băi, ce să ia caraș? Iar firul textil are o grosime de 1 mm, cât să poată rezista la capturi de somn impresionante. Un somn de 87 de kg. 87, ulei. 87 de kg, iar acum o lună și ceva, o lună jumate, un somn de 95 de kg. Firele, plutele, sunt duse cu barca la peste 200 de metri, acolo unde lacul are gropi adânci, reperate cu sonare sofisticate pe monitoarele cărora vedem dacă în zona există monștri. Așa că nu ne rămâne decât să așteptăm. Între timp, să ne uităm la câteva trofee demne de cartea recordurilor scoase din Tâncăbești. Mai are putere. Mănușile unde sunt? Acolo înăuntru, găsiți într-o conduliță. Revenim la finalul drillului. Oh, începe deja. Aha. După mai puțin de o oră, intră în lansetă și somnul pe care îl așteptam. Un exemplar de peste 30 de kg și 1,30 m lungime. După spusele lui Vlad, cam micuț, a consumat carasul degeaba. Ai obosit deja? No! Cam un corp la seta asta. Vino mai în față, nu? Da. Aia, da. Ăla e. Amândoi. Aici, pe prelat. Dacă aceste imagini v-au convins, chiar dacă nu sunteți un pescar împătimit, mergeți în natură. Aveți toate șansele să aveți în cârlig.